Domnule primar, în comuna dumneavoastră, mai exact în satul Șoimărești, există un caz deosebit și mai anume în familia Peiu. Știu că există o situație deosebită acolo. În acea familie există violență, foarte multă violență din partea tatălui, care are anumite probleme, nu știu dacă de ordin psihic sau cu băutura, din câte am înțeles. Își lovește foarte mult copiii, soția îi maltratează. Un caz ieșit din comun. Da, noi avem în vedere acest caz, îl monitorizăm de mai multă vreme. Avem făcute și anchete sociale la domiciliu, la familia Peiu. Am aflat despre problemele care le au în familie și am luat toate măsurile care am crezut noi de cuvință pentru a ajuta această familie. Dar dumneavoastră când ați aflat de această situație? Pentru că din spusele unor martori, în familia respectivă, violențele sunt de ani de zile. Deci copiii sunt bătuți cu ciocanul, cu furtunul de presiune, cu bucata de fier, cu... Noi am aflat mai de mult, de mult. De când am intrat în 2012, când am preluat primăria, am făcut deja o anchetă socială la toate cazurile mai speciale din comună. Există mai multe cazuri speciale în comună? Da, avem mai multe, din păcate. Și am luat toate măsurile care am crezut noi de cuvință, dar ar trebui să luăm măsuri legale. De exemplu, am vorbit la postul de poliție de Găneș și le-am explicat situația, le-am trimis și în scris. Și eu au zis că nu pot să intervină dacă nu au o plângere din partea lor. Din partea mamei. Victimelor. Da, da. Și au zis că ei nu pot să intervină la spusele noastre. Și la anchetele sociale, de ori de câte ori am pus și am făcut o anchetă socială, ei nu au declarat că sunt bătuți. Nu au declarat că au probleme. Noi știam tot la vecini, la... Și... Dar de ce credeți că n-au declarat? Au suportat ani de zile bătăi, da. Jigniri, maltratări? Nu știu, probabil de frică. Nu dau seama de ce. Poate se și exagerează puțin. Eu bătă cu ciocanul sau... Mi-e greu să cred că un părinte poate să-și bată copilul în așa hal. Dar credeți că un copil ar minți? Un copil de vârsta adolescenței ar spune minciuni? Ar minți că tatăl lui l-a lovit de nenumărate ori cu ciocanul, cu... Și motivele sunt interesante. A fost lovit pentru că nu a fost în stare să lucreze la standardele pe care le impunea părintele. Să lucreze în ce domeniu? Cot la cot cu părintele în meseria de strungar sau ce? N-am cunoștință de așa ceva. Știu că eu am mai bătut, dar nu avem cunoștință chiar așa de asemenea bătăi în familie. Copiii au mărturisit că au fost bătuți pentru că nu rezistau muncii. Nu putem să știm exact ce se întâmplă în fiecare familie. Noi doar facem o anchetă socială, se iau o declarație la copii, la soție, lui, sau depinde de caz, și mergem mai departe. Dacă ei nu declară, noi tot să știm. Da, dar după N și N sesizări din partea vecinilor, a celor care au mai asistat la bătăi, nu știu, când copiii ajung la școală și sunt verificați de igienă, de unghii, se depistează o vânătaie, o lovitură, Poate a fost doar verbal, dar nimeni nu a avut curajul să vină să declare în scris. Și dacă nu declară, noi am luat tot ce s-a putut, am făcut tot ce ne-a stat în putință. Mai mult atâta, nu avem ce să le facem. Deci trebuie să intervină, părerea mea, de aici înainte, mai mult protecția copilului, care mi se pare că tot poate pasul pe loc. Deja, în jur de o lună și de când familia Peiu a plecat din localitate, la domiciliu. Familia Peiu, trebuie precizat că a plecat doar soția cu cei patru copii. Da, soția cu cei patru copii. El a rămas acasă. Și protecția copilului, cel puțin cu mine, nu a luat niciodată legătura. Doar doamna, la târgul doamna Marian, mă țin legătura cu dumneavoastră, încolo...
E posibil ca autoritățile din comună să aibă cumva o teamă fiind amenințate? Care... Autoritățile nu. Da. Nu, nicio vorbă. Eu ca autoritate nu mă simt amenințat. Nici într-un fel. Există amenințări verbale la adresa primarului, la adresa polițistului, la adresa preotului? Dacă intervine cineva în familia lui, el atunci urmează să facă nu știu ce. Pe mine unul personal nu m-a amenințat, dar am auzit, chiar dimineață m-a oprit cineva din comună și mi-a zis că a amenințat-o, că dacă a intervenit la plecarea copiilor lui, atunci o să-i tai limba, o să... diverse... O să-i omoare, practic așa da, spus. Da. Chiar dimineață am auzit. Din punctul dumneavoastră de vedere, omul acesta, nu știu, are probleme de sănătate psihice sau doar anumite resentimente și furii care nu pot fi controlate, nu știu din ce motive, probabil din cauza alcoolului? Nu cunosc ca o persoană dependentă de alcool. Într-adevăr, mai servește, dar ca să fie dependentă, nu. Probabil are probleme de sănătate, cu siguranță are. Dacă n-ar avea probleme de sănătate, nu s-ar fi comportat așa cu copiii lui, propriul lui copii. Ar trebui mers totul să facă niște analize, să vedem ce se întâmplă. Bun, și atunci am înțeles. Deci, dumneavoastră, ca autoritate, n-ați putut interveni în ajutorul familiei, în ajutorul copiilor și al soției, pentru că n-au depus plângere. Dar totuși, au avut o sesizare, pentru că se știe că acest bărbat reprezintă un pericol pentru familia lui și poate și un pericol public, din moment ce el nu este chiar sănătos. Normal că nu o să meargă de bunăvoie la, nu știu, un spital, la un psiholog, la oriunde ar putea primi ajutor. Noi tot timpul când ne-am autosezat, în primul și în primul rând, am fost în anchetă socială, în departamentul nostru. Care sunt rezultatele anchetei? Au fost încheiate aceste anchete? S-au găsit un răspuns, un rezultat, o soluție? Păi soluție, mai mult atât la ce să... Pentru că aceste anchete sociale sunt într-adevăr făcute, sunt deschise, da. Se adună acolo material, dovezi... Tot timpul când s-a făcut o anchetă socială, ei nu au declarat că sunt abuzați. Nici dar măcar, câte anchete sociale au fost deschise? Nu mai rețin, dar o să vă spună doamna. Nici măcar copiii nu au spus la școală. Dacă aveau așa un mediu stresant pentru ei și nu puteau să învețe, nu puteau să se dezvolte normal, nu puteau să... Copilul automat putea să spună la școală. Nu vine la primărie să spună primarul sau... N-au spus nimănui. Dar puteau să spună la școală, dacă era chiar așa cum se spune. Și totuși mama, pentru siguranța copiilor ei, a luat hotărârea de a părăsi domiciliul și de a se muta la un loc protejat oferit de o persoană care s-a implicat în acest caz. Da, probabil nu... Nici acum nu s-a luat o... Nu știu... O măsură? Da. Păi noi am luat tot ce s-a putut lua. Mai mult de atât, nu putem noi ca autoritate. Dar ați încercat să, nu știu, să mergeți, să aflați unde sunt copiii respectivi, unde este mama și să le luați-o acum, în momentul acesta, o declarație, o... Păi, deschideți o nouă anchetă. În momentul când a părăsit domiciliul conjugal, a venit o copil la primărie. Așa. Și cu reprezentantul de la primărie, de la asistent social, au mers în Târgu Neamț. Și au plecat, ei înainte să plece din comună, au trecut pe aici. Și am sprijinit cu tot ce am putut noi. Da, da, bănuiesc că știți și dumneavoastră că asta nu e o soluție definitivă, adică au mers pentru o perioadă. Ce se va întâmpla cu ei mai departe? Păi așteptăm să vedem protecția copilului, ce măsuri vor lua, că noi de mai departe nu știm ce măsuri să mai luăm. Și în privința domnului respectiv? În privința domnului respectiv am vorbit cu doamna doctor să... prima dată cu medicul de familie. Să luăm legătura cu poliția și să-l trimitem la un control psihiatric. Să vedem ce se întâmplă. Chiar dacă e peste voința lui? Nu știu cum o să procedăm. E un caz chiar dificil pentru el. N-am mai întâmpinat asemenea cazuri. Dar sperăm că o să fie bine. O să-l putem să-l convingem să nu o luăm forțat. Credeți că există vreo șansă de colaborare, de înțelegere? Exclus. Din partea lui? Exclus. Exclus. Da, nu. El
are linia lui și merge pe linia lui. Probabil știți că din cauza stresului, din cauza supărărilor, a fricii, cea mai mare dintre fete, dintre copii, a suferit o cădere psihică, a ajuns la spital, la Piatra Neamț. Da, știu, știu ce este caz, da. Și nu prea și-a revenit în totalitate. Știm, am înțeles că Interc Neamț urmează cursurile și încercăm să o ajutăm cum putem. Prin Consiliul Local, am să dăm o hotărâre Consiliul Local, în care să putem să-i sprijinim și ceva financiar, să plătim cât o știe cât utilitățile unde stau ei, momentan. Și ca sprijin moral? Ca sprijin moral, acum ei sunt departe de noi. Nu mă pot să mă duc la ei tot timpul, să stau de vorbă cu ei. Dar au fost de la compartimentul asistent social și o stat de vorbă cu ei, le-am mai luat declarații, au mai discutat, au mai vorbit, au mai... Eu încă nu pot și nu mi-ajunge timpul să mă duc tot timpul la ei să stau de vorbă cu ei. Dumneavoastră, ca primar, ca primul om din comunitate, cum vedeți rezolvat această situație și cam în cât timp? Greu de spus. Greu de spus. În funcție cum se mișcă... Dar care credeți că ar fi cea mai bună soluție pentru acești copii? Ce ar trebui să se întâmple cu ei? Nici într-un caz n-ar trebui să fie despărțiți. Că în momentul când ne desparte, deja au trecut printr-o traumă, de când au fost micuți. Și dacă mai trec și acum printr-o traumă, despărțindu-i, unul într-o parte, unul într-o parte, nu e o soluție. Mai rău le facem. Ei ar trebui să stea undeva cu mama lor. E singurul lor sprijin, momentan. E singurul lor stâlp. Credeți că mama lor este în condiția de a munci, de a-și câștiga traiul? Sigur. Și de a întreține copiii? Ar avea cine să o angajeze și să-i ofere un loc de muncă, o să muncească, cu siguranță. V-ați gândit să interveniți, să vă ocupați de acest lucru? Da, am mai intervenit persoane interpuse, dar ne întâmpinăm de o problemă. Ea nu a lucrat niciodată până acum. Ea tot ce a lucrat au fost lucruri casnice. Nu are o meserie, nu... O calificare, da. Dar fiind femeie și, cum ați spus și dumneavoastră, fiind casnică, bănuiesc că se pricepe la bucătărie, la curățenie, de a-ți face menajul, lucruri... Totuși are câțiva copii care eu crescut... Deci s-ar putea găsi un loc de muncă, totuși. Da. La nivelul ei. La nivelul ei, sigur. Ca să poată să se poată întreține. Fata cea mai mare care a avut probleme psihice, împlinește 18 ani acum în martie. Și mi-aș dori personal să știu că o terminat liceul și o luat bacalaureatul. E o fată foarte... Am înțeles că învață foarte bine și care note foarte bune, dar din păcate trauma... Din păcate mediul nu a putut să dezvolte cum trebuie în mediul în care a trăit. Poate s-a dezvoltat, dar nu cum s-a aștepta ea. Are un copil în clasa 6-a sau a 7-a, chiar acum duminică a fost olimpiadă pe zona noastră. Și a participat? A participat și e primul copil din zona noastră care merge la faza județeană de pe zonă. Deci sunt copii foarte buni. Foarte, cu un intelect foarte, foarte dezvoltat. Numai că le trebuie un mediu unde să se poată dezvolta. Un mediu adecvat pentru lor. M-am bucurat enorm când am auzit că o luat la, merge la județ, pe faza județeană de pe zonă, la olimpiadă. Știți că acești copii vor rămâne totuși cu anumite sechele, cu trauma aceasta în suflet, în minte. V-ați gândit dumneavoastră împreună cu cei abilitați să-i ajutați din punct de vedere financiar, pentru că probabil sigur nu-și pot plăti ședințe la psiholog, ședințe de consiliere. Vă spuneam că trebuie să intervină protecția copilului. Iau programe, sunt specializați în așa ceva.
Dar biroul, biroul de aici din primărie, bănuiesc că există în primăria dumneavoastră un birou dedicat asistenței sociale sau protecției copilului. Da, asistență socială. Ce au făcut pentru acești copii, cei de aici? În ce sens? Cu ce au ajutat, cu ce au, nu știu, intervenit în favoarea lor? S-au făcut periodic anchete sociale. Ne-am implicat, s-au implicat compartimentul când au plecat deci din comunitate, o luau legătura cu doamna Marian. Da, dar până, eu asta vă întreb, că mi se pare foarte curios faptul că până a plecat din comunitate, până a luat decizia ca mama să-și ia cei patru copii și să plece, fără ca soțul să știe, ei au trăit o viață, câțiva ani, sub presiune, în scandaluri, certuri, bătăi, maltratări, jigniri, ani. După cum v-am spus și mă repet, tot timpul când au fost la o anchetă socială, ei nu au declarat așa ceva. Noi nu putem să știm exact ce se întâmplă în fiecare comună, în fiecare familie. Dar nu știu, vă întreb atunci, nu există nici măcar un caz în care vecinii să denunțe, să reclame faptul că îi deranja din cauza, nu știu, vecinul strică ordinea publică? Să le se amendeze măcar pentru... Nu a fost nicio reclamație de acest gen. Deci tot au mocnit acolo totul în interior, ascuns acolo. Și nimeni n-a avut nimic de spus. Absolut niciun vecin nu a venit să spună că doar ce mai discutau ei între ei și auzeam... În mod neoficial. În mod categoric, da, sigur. Și atunci ne autosezizam și plecam și făceam anchete. La urma anchetei ei spuneau că totul e ok și nu se întâmplă nimic și n-au nicio treabă. Atunci există o problemă. Ori există o problemă în sistemul nostru românesc. Dacă totuși... Deci nu e posibil ca lucrurile neoficial să se întâmple, să se discute, să se știe exact că acolo sunt bătăi, certuri, scandaluri, maltratări, loviri și legal să nu se poată acționa. Nu există nici măcar o portiță, păi, nu există nicio șansă de a interveni, de a salva niște suflete. Am intervenit legal. Tot legal am intervenit, n-am intervenit. Da, dar legal nu s-a rezolvat nimic. Momentan, da, o să se rezolve. Deci legal, azi de zile legal s-a deschis o anchetă și s-a închis. Sau, mă rog, a rămas suspendată. Momentan nu s-a închis ancheta. Da. Încă avem o vedere, sunt locuitorul comunei Drăgănești și o să le oferim tot sprijinul de care au nevoie.